În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, și eu la vârsta mea sunt mai emotiv decât Părintele Mihai. S-ar crede că este o slujbă de rutină să merg la o sprijină de biserică să slujesc o liturghie. Dar vă rog să mă credeți că de fiecare dată este o mare sărbătoare, întâi pentru mine și apoi pentru voi. Mi s-a dat în primire Eparhia Clujului prin ordin de la Sfântului Sinod, acum 14 ani. Și atunci am început să sfințesc pietrele de temelie la primele biserici în orașul Cluj. La vremea aceea trecusem bine de 70 de ani. Aveam 72. Și țineam câte o cuvântare la sfințirea pietrei și apoi spuneam: și acum să mă invitați la sfințire. Bineînțeles că o glumă, pentru că eu nu credeam că voi apuca să și sfințezi biserica. Și vă rog să mă credeți că Dumnezeu a binevoit ca să încep să sfințesc bisericile începute acum 14 ani. E o mare bucurie să sfințesc și această biserică a Sfântului Ioan Botezătorul, zisă și cu drapele, pentru că ne-a spus Părintele Paroh Mihai Volț împrejurarea în care s-au petrecut acest. Așa au fost vremurile. Apoi ne-a dăruit Dumnezeu libertatea deplină ca să reconstruim biserici. Între timp, orașul Cluj a crescut, populația s-a înmulțit, iar numărul de parohii și de biserici rămăsese același. Așa se face că credincioșii au început să-mi ceară să formeze noi biserici în care să se închine. Vă rog să vă credeți că inițiativa nu mi-a aparținut mie, a aparținut credincioșilor. Din toată eparhia, o singură inițiativă mai aparține. Am găsit în eparhia Vadului și Peleacului și Clujului doar o singură mănăstire, celebra Nicula. Iar acum sunt 22 de mănăstiri de călugări și călugărițe cu peste 250 de viețuitori. Singura inițiativă mai aparține mie din vrerea și din inspirația lui Dumnezeu este mănăstirea Mihai Vodă, de lângă Turda, care se ridică acum pe locul unde a fost ucis Michelește, primul întregitor al românilor din istoria noastră, Mihai Vodă Viteazul. Lui i-am închinat această mănăstire, am pus-o sub patronajul Sfinților Voievozi Mihail și Gabriel și acolo se vor înălța rugăciuni de zi și de noapte pentru marele nostru voievod. Iubiții mei, acum se construiesc în orașul Cluj numai puțin de 26 de biserici noi. Câteva deja sunt sfințite. Acum câteva vreme am sfințit-o pe cea din Someșeni. Urmează altele la rând. E foarte multă hărnicie și foarte multă jertfelnicie. Am citit undeva într-o gazetă locală că scria cineva că sunt prea multe biserici care se construiesc în Cluj, că prea mulți bani se cheltuiesc degeaba, că ar trebui să fie cu alte edificii și că la urmă urmei ar trebui să ajutăm săracii, nu să construim biserici. Răspunsul este scrisoarea pastorală de mulțumire pe care am adresat-o tuturor preoților și enoriașilor de Arhiepiscopia Vadului, Peleacului și Clujului, adică din cele două județe, Cluj și Bistrița Năsăud, și care scrisoare se citește astăzi în toate bisericile parohiale și mănăstirești. O va citi Părintele Vicar Administrativ al Centrului nostru Eparhial, Justin Tira. Iubiții mei, fii sufletești, la data de 14 iulie 2005 v-am adresat un apel pastoral pentru realizarea unei colecte în sprijinul fraților noștri din județele Vrancea, Galați și Bacău, crunt loviți de recentele inundații care au provocat atâta suferință și chiar pierderi de vieți omenești. Acum, când colecta s-a încheiat, sunt emoționat să vă aduc la cunoștință că suma totală se ridică la 6 miliarde 550 de milioane lei
și anume protopopiatul Cluj 2, adică municipiul Cluj-Napoca, 1.101.720.000 lei. Protopopiatul Bistrița, 1.065.955.500 lei. Protopopiatul Năsăud, 1.020.000.000. Protopopiatul Dej, 718.460.000 lei. Protopopiatul Turda, 657.550.000 lei. Protopopiatul Cluj 1, 645.890.000 lei. Protopopiatul Huedin, 527.350.000 lei. Protopopiatul Gherla, 487.007.000 lei. Catedrala Arhiepiscopală, 153.020.000 lei. Și salariații Centrului Eparhial, 53.047.000 lei. Ținând seama de evaluările primite la cererea noastră de la prefecturile celor trei județe, această sumă a fost distribuită proporțional și expediată celor trei episcopii din zonă, și anume Episcopiei Buzăului pentru județul Vrancea, 42% din sumă, adică 2.700.600.000 lei. Episcopiei Dunării de Jos pentru județul Galați, 29,5% din suma totală, adică 1.900.000.000 lei. Și Episcopiei Romanului pentru județul Bacău, 28,5%, adică 1.829.400.000 lei. La rândul lor, aceste trei instituții bisericești vor distribui ajutoarele pe potriva trebuințelor locale. În afară de bani, parohiile Turda Oprișan 2, Furnătura, Ciosa, Livezile, Ragla, Urmeniș și Mănăstirea Piatra Fântânele au colectat bunuri, materiale de construcții, alimente, îmbrăcăminte, transportate direct în zonele calamitate, în valoare totală de 120 milioane lei. În numele lui Dumnezeu și al suferinților care vor beneficia de aceste ajutoare, țin să vă mulțumesc cu toată căldura inimii mele pentru această nouă jertfă, prin care v-ați arătat sensibili față de porunca Domnului Iisus Hristos și față de aceea a solidarității umane. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze, semnează arhiepiscopul Bartolomeu. Acesta este răspunsul meu, la cei care cred că construim prea multe biserici în detrimentul săracilor. Există un vechi proverb, și pe asta să o faci, nici pe altă să nu o lași. Construim și biserici și atunci răutăm și pe săraci. Și să mai știe un lucru, criticii noștri, că banii aceștia s-au adunat în biserici de către preoți și au donat enoriașii în numele credinței, având în vedere și porunca Mântuitorului Iisus Hristos, dar și porunca solidarității umane. Nu este singurul ajutor. Vă amintiți că în ianuarie anul acesta au fost marile calamități din Asia de Sud-Est? Am trimis și acolo ajutoare de la enoriașii noștri prin Crucea Roșie. Au fost apoi marile inundații distrugătoare din Banat și pentru ei am ridicat o colectă. În total, în 7 luni de zile, în eparhia noastră, s-au ridicat colecte pentru ajutorarea celor năpăstuiți, celor sinistrați, în valoare de peste 18 miliarde de lei. Nu e de la Dumnezeu și nu e de la inima bună a românului, care este gata să sară în ajutorul fratelui său
aflată în suferință. De câte ori am primit la protopop rezultatele colectei, vă spun sincer, mi-au dat lacrimile, pentru că n-am așteptat decât cam jumătate din sumă. Și-au depășit orice așteptări. Nu o spunem ca să ne lăudăm sau ca să ne laude lumea, ci doar ca să se știe că virtutea transparenței dăm socoteală de unde am primit banii și ce am făcut cu ei. Nu numai cu aceștia, cu tot ceea ce facem noi în eparhia noastră. În eparhia Clujului, în toți slujitorii și colaboratorii mei, există trei principii de aur după care ne călăuzim. Frică de Dumnezeu, obiectivitate și transparență. Frică de Dumnezeu, să știe fiecare că deasupra este un ochi care vede și ceea ce nu văd oamenii. Obiectivitate, nimic altceva decât judecata cea dreaptă. Nimic ascuns. Și transparență, totul la lumina zilei. Pe aceste trei principii conducere pe parhia și dau slavă lui Dumnezeu că după 14 ani de păstorie sunt mulțumit de preoții și colaboratorii mei. Dragii mei, sărbătoare este, v-am spus mai întâi, pentru mine. Cu toată inima am acordat aceste distinții Părintelui Mihail Colț și Părintelui Ioan Suciu, colaboratorul său. A spus-o Părintele Mihai, o parte din această cruce se găsește pe pieptul fiecăruia dintre enoriași și pe pieptul fiecăruia din cei care au contribuit, cu mai mult sau mai puțin, la ridicarea acestei biserici. Ați ascultat Sfânta Evanghelie de astăzi, li se vorbește despre vindecarea unui copil lunat de demonizant, pe care ucenicii Domnului nu au fost în stare să-l vindece. Și când ei l-au întrebat pe Iisus, noi de ce n-am putut să-l vindecăm? El a răspuns, pentru că nu aveți suficientă credință. Pe de altă parte, aceste vindecări se fac cu rugăciune și cu post. Iubiții mei, avem mai multe cazuri rostite în Sfintele Evanghelii de vindecări ale demonizaților de către Domnul nostru Iisus Hristos, mai târziu și de către ucenicii săi. Această demonizare a fost o realitate în vremea veche, dar din păcate este și în vremea noastră. Pentru că diavolul are libertatea de a-și face mendrele prin lume, pentru ca Dumnezeu să ne încerce prin el, nu să ne pedepsească, ci să ne încerce și să ne călească pentru viața de aici și pentru viața de dincolo. Vă spune un om de 84 de ani care a trecut prin multe în viața lui. Dar niciodată, oricât de grele au fost momentele, n-a încetat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce i-a dat și pentru ceea ce îi dă. Pentru că niciun fir de păr din capul omului nu se mișcă fără știrea și vrerea lui Dumnezeu. El știe întotdeauna ce face cu noi, chiar și atunci când noi suferim. Spune-o, Sfânt Părinte, de ce cârtesc împotriva lui Dumnezeu dacă îi dă o suferință? Dacă eu sunt bolnav și chem un doctor și doctorul mă cercetează, mă ascultă și nu-mi prescrie nimic, nici măcar o chinină sau aspirină. Poate că e cazul să mă rog la chirurgie. Nu mă trimit la spital să mă operez. Și mă lasă în pace. Eu zic că acela este un doctor prost. Dar dacă vine unul care face injecții care dor și mă pune la regim alimentar care mă lipsește de hrana care place și eventual mă duce pe masa chirurgicală și îmi taie două degete la o mână, pentru ca să nu se infecteze și celelalte, atunci zic că acela e un doctor bun. Așa este și Dumnezeu. Nu așteptăm de la El numai să ne bucurăm, numai binefacere. Să știți că și de cazurile când vin, au un rol pedagogic. Odată în Ierusalim s-a dărâmat un turn
și a omorât pe oamenii care treceau pe sub el. Și ucenicii l-au întrebat pe Iisus, învățătorule, oare aceia care au murit sub prăbușirea turnului au fost ei mai răi decât ceilalți locuitori ai Ierusalimului? Și le-a răspuns, nu, nu au fost mai răi. Dar s-a făcut așa cu cei puțini, pentru ca cei mulți să ia aminte și să fie treji. Așadar, din orice pe lumea aceasta căpătăm câte o lecție. Demonizările se fac și astăzi. Nu este vorba de exorcisme. Este vorba de viața socială. E un duh rău care pântuie în toată Europa și în toată lumea. Știm asta din tot ceea ce citim, din ceea ce vedem, din ceea ce ascultăm. Războaie, răzmerițe, scoale, neliniște, tensiuni între popoare și între indivizi, calamitatea terorismului, care este ceva absolut nou în istorie, și să nu spună șefii de popoare că terorismul nu va schimba nimic din viața lor. Schimbă, aș început să schimbe mentalitățile. Pe vremea comunismului ne suspicionam unii pe alții ca nu cumva cel care stă în fața mea să fie un turnător la securitate. Acum, în deplină libertate, am ajuns să ne temem de vecinul care călătorește cu noi în același avion sau în același autobuz. Că nu știm dacă este încins cu bombe. Se schimbă ceva mentalitatea lumii și se schimbă în rău. Începem să ne pierdem libertatea pentru că ne pierdem libertatea interioară. Valorile se răstoarnă. Ceea ce a fost rău până aici începe să devină bun, ceea ce știm că este urât începe să devină frumos, ceea ce știm că este distrugător începe să devină constructiv și așa mai departe. Atenție la istoria noastră și la cei care o scriu. Atenție la copiii voștri în școli, la educația lor. Sunteți părinți și responsabili. Nu-i lăsați doar pe seama celor ce cârmuiesc școlile. Îi respectăm și stimăm. Dar și ei sunt supuși enormelor presiuni care și pur și simplu vor să ne depraveze copiii. De la fragerea vârstă decât din școlile primare. Sub masca unor programe de sănătate publică, antisida și așa mai departe. Totul se face numele bine lui. Pentru că diavolul, când vrea să facă răul, îi invocă binele. Și mai cu seamă, îl face pe om să nu se mai ferească. Spunea cineva că cea mai mare viclerie a diavolului este aceea de a-i face pe oameni să nu creadă în el. Atunci când nu mai crezi în el, își poate face mendele în voi. Nu diavolul urât și înfiorător pe care îl vedem pe unele picturi, ci diavolul care lucrează nevăzut în noi, în sufletele noastre. Pântuie Duhul rău peste tot. Popoarele parcă nu se mai înțeleg, oamenii parcă nu se mai înțeleg, trăim în stres, dar ne toacă nervii și e gata să ne ducă spre ospiciu. Nu sunt un pesimist. Sunt născut la țară și sunt crescut în optimismul maică-mi și al părinților mei. Și mai cu seamă în optimismul omului sărac, dar cinstit. Maică-ra mea ne spunea nouă copiilor o vorbă pe care o țin minte și acum la bătrânețe, și de care m-am călăuzit toată viața și pe care vă spun și vouă. Un proverb vechi bătrânesc, dar de la ea știu. Decât să înting în unt și să mă uit în pământ, mai bine să înting în sare și să mă uit la soare. Chiar când suntem săraci, dacă putem ține puntea sus, sărăcia noastră contează mai puțin sau chiar deloc. Dar nu suntem săraci pentru că suntem harnici. Și suntem harnici pentru că suntem conștienți de menirea fiecăruia dintre noi. Nu mai să agurisească cele necesare pentru trai, dar să-l ajute și pe fratele său și părință, așa
cum se vede din cifrele pe care le-a prezentat astăzi. Dragii mei, păi dacă lumea este pântuită de Duhul cel rău, trebuie să existe niște refugiuri în care să ne regăsim pe noi înșine și pe Dumnezeu de care avem nevoie. Iar acestea sunt biserici. Intrați în oricare dintre ele. Intrați în această biserică pe care ați sfințit. Și vedeți zugrăviți pe Mântuitorul Hristos, dreptul judecător, pe Maica Domnului rugătoare, pe sfinți, pe sfinte. Este o altă lume, un alt univers. Este spațiul în care nu te temi, este spațiul credinței, al nădejdii și al curajului, al optimismului. Când în genunchi în fața unei icoane și aprinzi eventual o lumânărică, rostești un nume, simți că ești în fața lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, că El este cu tine și că te ascultă. Rugăciunea nu este altceva decât un dialog între sufletul tău și de Dumnezeu. Dacă tu îl întrebi, El îți răspunde fără cuvinte, dar răspunsul se simte dacă rugăciunea este adevărată și puternică și stăpitoare. De aceea construim biserici, ca să nu-i lăsăm loc diavolului să-și facă menderele pe oriunde vrea. De aceea sfințirea unei biserici începe prin înconjurarea ei și sfințirea ei pe din afară, apoi se face sfințirea pe dinăuntru, așa cum ați văzut. E bine, înconjurarea bisericii de către arhiereu și sfințirea ei cu ateazmă și cu Sfântul și Marele Mir înseamnă perimetrul de care Duhul rău nu se poate apropia. Se apropie oriunde, dar acțiunea se oprește. Asta am pus astăzi, i-am pus o stabilă Duhului rău să se apropie de Sfântul Locaș. Și apoi am sfințit-o pe dinăuntru și am sfințit Sfântul Prestol pe care se săvârșește la fiecare liturghie Euharistia, adică prefacerea darurilor în trupul și sângele Domnului cu care noi toți ne împărtășim la vremea cuvenită. Știu din vremea comunismului, eu am fost un colaborator apropiat al Patriarhului Justinian de veșnică pomenire, foarte apropiat. Și ne spunea nouă și oricâțiva tineri de lângă el, voi aveți alte concepții și l-a așteptat să vină americanii ca să ne scape de comuniști. Eu sunt mai bătrân și știu mai multe. Eu nu vreau să vă contrazic pe voi și credeți ce vreți, n-am să vă opresc. Dar eu cred că comunismul s-a instalat pe lungă durată la noi și că deci biserica trebuie să-și facă o politică de perspectivă și de lungă durată. Americanii nu vor veni deloc sau nu vor veni curând. Dar până atunci noi trebuie să supraviețuim. Vom fi persecutați. Vor fi preoți aruncați în închisori, cu miile și mii. Dar eu pe preoții mei, pe cât posibil, nu-i vreau în pușcărie. Pe preotul vreau în biserică, de aceea voi face tot ce îmi stă în putință să menținem bisericile deschise. Pentru că acolo unde biserica este deschisă este și preot. Unde preot e liturghie, unde e liturghie este Euharistie și unde este Euharistie este Iisus Hristos. Pe asta ne trebuie. Vom fi restrânși în predică, în activitățile sociale, vom fi restrânși, ni se vor pune bariere, vom fi și persecutați. Dacă îl păstrăm pe Hristos și calea noastră de acces deschisă către El, avem esențialul, celelalte vor veni mai târziu. Nu vom predica în mod deschis, cu pieptul descoperit, nu toți dintre noi, dar avem posibilitatea să ne rugăm, pentru că, iubiții mei, vă spune un om care a trecut prin închisori, conștiința nu poate fi controlată de nimeni, nici de cei mai înverșunați de cartieri. Ceea ce este în sufletul tău și ceea ce este în inima ta, când te-ai văzut în fața pătră, ți-ai pus mâinile pe piept și te-ai rugat, nu poate nimeni să te controleze și să te oprească. Drumul între tine și Dumnezeu se menține deschis dacă tu vrei să-l menții deschis. Altfel, nu există putere omenească care să pună barieră între tine și Dumnezeu. De aceea, dragii mei,
când intrați într-o biserică, intrați într-un spațiu care nu mai este al duhurilor rele. Este spațiul lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. Să spună careva că avem prea multe biserici. Știți când să spună, atunci când le va vedea goale. Sau doar pe jumătate pline. Dar din mila lui Dumnezeu, bisericile noastre sunt neîncăpătoare încă. Poate că sunt prea puține. Dar cele care sunt, sunt sfințite și sfinte. Iar preoții demni și curajoși. Își fac datoria, așa cum și-a făcut-o Părintele Holț și colaboratorul său Suș, care ridică împreună aceste grele, știm și noi economice. Să nu spună mie Părintele Holț câte greutăți are un preot până să construiască mai cu seamă o biserică. Deci știu, le cunosc. Eu le înregistrez la o scară mai largă, pentru că răspund de cele 570 de parohii din eparhia noastră. Dar toate se înving cu ajutorul lui Dumnezeu și mai cu seamă cu credința evoriașilor. Vă văd un număr extraordinar de mare. N-ați venit la spectacol, nu pentru mine ați venit, nici pentru soboră de preoți. Și ați venit aduși de credința voastră și să vă bucurați împreună cu noi, trăind această mare sărbătoare a sufletului creștin ortodox. Și pentru aceasta, Dumnezeu vă va răsplăti cu binefacerile sale. Eu din toată inima le mulțumesc în numele lui Dumnezeu celor doi preoți de aici, colaboratorilor săi din Consiliul Parohial, celor din Comitetul Parohial și tuturor enoriașilor și prietenilor acestei parohii care au contribuit cu multul sau puținul lor la această construcție. Când am făcut apelul, dragii mei, în ianuarie, pentru oamenii din sud-estul Asiei, am spus un singur citat, am dat din Sfânta Evanghelie de la Domnul Hristos, un singur pahar cu apă, dacă pesta cuiva numele meu, se va ști despre el în cer. Și am adăugat, acolo sunt copii care mor de sete. Nu contează cât dai, contează cu ce inimă dai, și credința cu care dai, și dragostea mai cu seamă cu care dai, nu atât milă, cât iubire față de aproapele tău, pentru că acesta a fost examenul nostru. Am trimis 4,5 miliarde prin Crucea Roșie unor oameni care nu sunt de altă credință, de altă culoare, de altă nație, de alt sânge, dar nu aceasta a contat. Pentru că și ei sunt fiii lui Dumnezeu și, prin urmare, frații noștri. De aceea, dragii mei, mergeți la casele voastre bogății sufletește și plin de bucuria pe care o trăiesc și-o astăzi în mijlocul vostru. Mergeți și spuneți mai departe cuvântul lui Dumnezeu și minunile pe care El încă le mai face cu noi și printre noi. Duceți cu voi frumusețea și mireasma acestei slujbi. Duceți cu voi bucuria triumfului celor doi preoți și colaboratorilor lor că au ajuns după multă trudă să își împlumâneze ceea ce au început. Duceți cu voi credința sporită, duceți nădejdea din ce mai puternică și nu uitați! Putem pierde totul, dar nu ne putem pierde speranța. Speranța este aceea care se proiectează în viitor și care ne proiectează în viitor. Mergeți îmbogățiți și cu această speranță și îmbogățiți cu iubirea pentru aproapele voastre. Domnul Dumnezeu să reverse mila și harul Său peste casele voastre, peste familiile voastre, peste fetele voastre, peste sufletele voastre și să vă binecuvânteze în veci. Amin.